Vă salut! Data asta ne jucăm Counter-Strike Breakthrough Edition. O versiune complexă, dar care din păcate nu ne permite să jucăm un modul online, ci doar un modul offline cu boți. Am selectat un mod cu zombie. Pentru a cumpăra arme, selectați meniul din tasta B. Iar apoi, după ce selectați armele, mai apăsați încă o dată tasta B pentru a le cumpăra. 7, 6, 5, Aveți la dispoziție 4, câteva moduri cu 3, zombie, 2, 1. un deathmatch, un respawn. Modul normal și un mod mai amuzant, bazuc cu bazuci. De armă din Half-Life. Vă puteți juca pe ce hartă doriți. Puteți cumpăra orice armă, toate funcționează. Seven, six, five, four, three, two, one. Deci selectați arma, pistol. Și apoi apăsați încă o dată tasta B pentru a le cumpăra. Deci după ce ați cumpărat, mai apăsați încă o dată tasta B. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harta este cam mică, deci infecția este rapidă. Ca sigur zombie vor câștiga această rundă.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. CS-ul găsiți pe resursecs.com. Nu puteți încerca în varianta torrent. Cum a spus, jocul oferă mai multe moduri. Launcher-ul vă permite să vă alegeți clasic, bazooka, niște deathmatch-uri și niște moduri cu zombie. 5, 4, 3, 2, 1. Seven, six, five, four, three, two, one.